Scurtul mesaj care îl vom avea împreună și anume capcana teologiei liberale. Aș dori să, prin PowerPoint-ul acesta, să vă arăt doar câteva, poate 5% din slide-uri și apoi să lucrăm împreună pentru o analiză mai detailată a pasajului. Întâi, capcana teologiei liberale. Începutul, următorul slide, dacă puteți. Începutul teologiei. Cine crede că știe când a început teologia? Este clar. Teologia a început cu Genesa, capitolul 1, versetul 1. La început Dumnezeu. Când Dumnezeu acționează în universul acesta, teologia înseamnă studierea de acțiunile lui Dumnezeu, de ce a făcut Dumnezeu. The study of God, theology. Și atunci avem nevoie de materie pentru a îl studia pe Dumnezeu, pentru a ne apropia de Dumnezeu. Și materialul este dat la început, de la început. Genesa capitolul 1, versetul 1. Apoi Genesa capitolul 1, versetul 27 spune: Dumnezeu a făcut pe om și i-a dat capacitatea să aibă o relație cu el, l-a făcut după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască. Genesa capitolul 2 cu 7 ne spune mai departe, clarifică cum l-a făcut Dumnezeu pe om. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Până aici, fantastic! Lumea este frumoasă, lumea este perfectă, lumea este exact cum a intenționat Dumnezeu să fie această lume. Apoi, în Genesa capitolul 1, versetul 28, Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, Dumnezeu le dă o poruncă. Acum, pentru oamenii moderni, aș spune, dar cine se crede să ne dea o poruncă? Se crede chiar Dumnezeu? Absolut. A fi Dumnezeu înseamnă că ești Dumnezeu, înseamnă că ai dreptul să dai porunci acelor care i-ai creat. Și Dumnezeu a dat porunca aceasta, poruncindu-i, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Genesa capitolul 2, versetul 15 la 17 este porunca la care ne-am uitat astăzi, porunca dată de Dumnezeu către om. Slide-ul mi se pare 7, dacă puteți să mergeți acolo. Până aici am acoperit începutul teologiei. Întrebarea este, dar când a început teologia liberală? A început teologia liberală în secolul al XVIII-lea în Europa, cu Universitatea din Tübingen sau alți deștepți? Nici de cum. Teologia liberală a început mult mai devreme decât secolul XVIII. Încă de la început, teologia liberală a fost prezentată într-un mod foarte atractiv și convingător. Și, dragilor, teologia liberală a început în Genesa, capitolul 3, versetul 1. Haideți să îl citim împreună. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse cine? Asta e important. Cine? Domnul, nu Dumnezeu. Ce scrie? The Lord God. În acest Elohim. But the Lord God. În minutele care urmează, aș dori ca să ne uităm la 7 nuanțe care întotdeauna a avut și întotdeauna va avea capcana aceasta a teologiei liberale.
Și eu le voi spune în engleză și dumneavoastră mă veți ajuta să le traduc în limba română. Nu că nu le-aș putea, but I may butcher them a bit there. Așa. Prima, uitați-vă în Genesa, prima se află în Genesa capitolul 3, versetul 1. Cu Biblia la voi sau telefonul, cum este, dacă nu aveți în print, uitați-vă la prima nuanță care întotdeauna se întâmplă când teologia liberală începe să intre în viața noastră. Primul lucru care îl face în Genesa capitolul 3, versetul 1, citiți dacă este vreo diferență în cum Duhul Sfânt adresează și îl prezintă pe Dumnezeu și dacă este vreo diferență în care diavolul îl adresează pe Dumnezeu. Este sau nu? Să citim împreună. Șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Și acum, el a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? E vreo diferență? Grupul 4, e vreo diferență? 3. Grupul 3 spune că este o diferență. Una este Domnul Dumnezeu și alta este Dumnezeu. Prima capcană a teologiei liberale, eu vă spun în engleză și voi mă spuneți înapoi în limba română. There's a casual or irreverent approach to God. What does that mean? A casual or irreverent approach to God. În terminul popular românesc, cred că o să înțelegeți acesta, primul pas în teologia liberală sau un pas în teologia liberală este să credem că ne putem lega de șirete cu Dumnezeu. Există, înțelegeți expresia, nu? Teologia liberală pierde reverența față de cine este Dumnezeu. Și nu uitați, deși în rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos ne învață să ne rugăm Tatăl nostru, care arată iminența lui Dumnezeu, care este aproape de fiecare din noi, este Tatăl nostru, este Abba, este Tăticul. Ca nu cumva să uităm cine este Dumnezeu în sfințenia Lui și în suveranitatea Lui și în maestatea Lui, imediat după ce spune Tatăl nostru care ești, unde ești? Este o distinție între noi care suntem pe pământ și El care este în ceruri. Apoi, ce spune? Sfințească-se numele Tău. Deci, odată este prezentată iminența lui Dumnezeu și totodată este prezentată transcendența lui Dumnezeu, superioritatea lui Dumnezeu. Prima parte, când diavolul stă de vorbă cu Eva, pentru a amăgi pe Eva, pentru a hipnotiza pe Eva, că aceasta este dorința și astăzi aceasta este dorința să ne înnebunească, să ne iei mințile, să nu mai putem judeca, să nu mai putem gândi sau să judecăm sau să gândim diferit. Este un approach care este hipnotic în sens. Nu mai este Domnul Dumnezeu, ci este doar Dumnezeu. Cine-i Dumnezeu? E ca și noi. Că de fapt asta vreau să-ți spun, că și tu poți să fii Dumnezeu la rândul tău. Deci primul lucru care face teologia liberală este să gândim că putem să venim la Dumnezeu cu ireverență. Să ne gândim că Dumnezeu este ca și noi. Să ne gândim că este prietenul nostru. Și deși este prieten, este mult mai mult decât prieten. Este Dumnezeu, este superior, având o atitudine de respect care deja este pierdută aici în cuvântarea diavolului către Eva. Deci, primul lucru care se întâmplă în capcana
teologiei liberale este să nu mai avem respectul și să pierdem din măreția care există în Dumnezeu. Mister, teologia liberală, închinarea liberală, întotdeauna face lucrul acesta. Întotdeauna o face. Pierdem din esența Scripturii și de la o pagină, de la începutul Scripturii până la sfârșitul Scripturii, Biblia ne vorbește despre această reverență față de Dumnezeu nostru Sfânt. 2. Uitați-vă ce este și ce conține versetul 3, a doua parte. El a zis femeii, nu doar în conținut, ci în forma în care este acest conținut. Forma ne-am uitat, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Întotdeauna teologia liberală va... I said I was going to say it in English, didn't I? All right. I will tell it to you in English. The second thing, the second trap of liberal theology is not just the casual or irreverent approach towards God. It's doubting the veracity of God's word. Doubting the veracity of God's word. Group two, do I have a translator? So doubting the veracity of God's words, a ne îndoi vis-a-vis de adevărul sau veridicitatea cuvântului lui Dumnezeu. Teologia liberală a încercat de atunci, de la început în Genesa capitolul 3 și în secolul 18 și în toate celelalte secole să pune sub semnul de întrebare, oare este adevărat? Asta e scris de oameni, măi, oameni buni. Nici nu știm dacă Moise l-a scris, Moise a copiat din alte documente, a fost scrise profețiile după ce s-au împlinit aceste lucruri și tot felul de lucruri neadevărate care nu au nicio bază științifică, nicio bază în istorie, ci pur și simplu ca și politica de astăzi, fabricată peste noapte. Sau nici peste noapte, nu le ia nici peste noapte să o fabrice, ci pur și simplu în fiecare minut o altă minciună. Ei, aceeași minciună pusă de diavolul a fost și acolo, în care pune sub semnul de întrebare cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Și biserică, nu uitați, cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne spune, nu căci cuvântul este adevărat în primul rând. A spune căci cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, este un adjectiv la cuvânt. Ne spune mai mult decât acesta. Ce ne spune Ioan 17:17? Sfințește-i prin cuvântul tău. Spune, cuvântul tău este adevărat? Asta e substantiv. Asta e o diferență mare. Deși cuvântul sfânt este adevărat ca și un adjectiv a cuvântului, este totodată substantiv în textul din Ioan 17:17. În alte cuvinte, dacă vrei să știi ce este adevărul, care nu se schimbă niciodată, care întotdeauna a fost, care întotdeauna va fi cuvântul despre care atât de frumos ați cântat, prin care s-au creat toate lucrurile și prin care se țin toate lucrurile, nu este altceva decât cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, ca și substantiv. Cuvântul tău este adevărul. Biserilor, nu uitați, cuvântul s-a făcut trup. Și Pilat a putut să atingă adevărul. A avut adevărul în fața lui, a auzit adevărul vorbind și ce îi pune o întrebare adevărului, nu? Ce spune Pilat? Ce este adevărul? O, cum spun americanii, it's staring you in the face. Se uită ochi la ochii tăi, gură către gura ta și vrei să ratezi cunoașterea adevărului? Tot așa și noi astăzi, iubiților, teologia liberală ne spune nu da doi bani pe cuvântul adevărului. Aruncă-l afară, vinde adevărul și cumpără tot felul de prostii din lumea aceasta. Dar cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ne spune nu. Cumpără adevărul,
și nu-l vinde. Da? A doua capcană a teologiei liberale, pe lângă avea a casual, irreverent approach towards God, is to doubt the veracity of God's word. 3. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu ce se întâmplă atunci când în mintea noastră începem să interacționăm cu diavolul. Când începem să cumpărăm ideea că suntem cam pe același nivel cu Dumnezeu, sau că nu este El atât de sfânt, atât de măreț. Și când începem să gândim că, auzi, de fapt, și cuvântul acesta au dovedit pseudo-științele că se contrazice. N-a dovedit nimeni așa ceva. Are același autor, nu este nicio contrazicere în Biblie. Dacă este o contrazicere, este o contrazicere în capul nostru, care este limitat. Nu în Sfânta Carte a lui Dumnezeu. N-am cercetat suficient de mult ca să vedem că nu este o contrazicere. Și odată ce interacționează diavolul cu noi și începem și noi să interacționăm cu Dumnezeu, we begin to have our hypnotic effect. The third trap of liberal theology is we become hypnotized. Group one, how do you translate that? Începem să devenim îndobitociți. Hipnotizați. Oameni buni, acum știți ce se întâmplă. Gândiți-vă, vă pune cineva on the spot. Eva era mult mai inteligentă ca și noi toți. Adam la fel. Avea o minte nealterată, fără de păcat, într-o lume perfectă. Avea un IQ de... ne-ar face de râs. Cum în amaro? Să nu știe ea, să reține câteva cuvinte? Dar odată ce stai de vorbă cu diavolul, nu mai ai capacitatea de a gândi bine. Odată ce ai intrat în capcana teologiei liberale, a unei practici păcătoase, se întâmplă ceva cu potențialul tău de a face o decizie bună. Ești într-o circumstanță și într-o situație deosebit de gravă și atunci începi să adaugi la cuvântul lui Dumnezeu, cum am văzut aici. Care e grupul care a văzut că a adaugat ceva? Voi? Dan? Ce a adaugat? Să nu atingi. Începem să punem restricții pe care Dumnezeu nu le-a pus. Începem să tindem înspre legalism, înspre tot felul de lucruri neadevărate, care îl face pe Dumnezeu în ochii noștri limitați să arate mai rău. Deși dacă Dumnezeu ar fi vrut să pună astfel de legi, le putea pune că este Dumnezeu și noi n-aveam decât să le ascultăm, pentru că nu suntem Dumnezeu. El este Dumnezeu, El ne-a creat și ne-a creat nu pentru gloria noastră, ne-a creat pentru gloria Lui. Asta e scopul cu care omul a fost creat. Deci pasul 3, când începem interacțiunea cu diavolul, începe procesul de a ne îndobitoci. Și uitați-vă în societate. Dragii mei, o vacă știe că e vacă și nu taur. Dobitoc trebuie să fii. Adică dacă vaca ar crede că e taur, am duce-o la medicul veterinar, are probleme cu cap vaca aceasta. Porcul
cunoaște diferența între bărbați și femeie. Vedeți ce se întâmplă când ca și societate interacționăm cu teologia liberală care spune că Dumnezeu este ca și noi și noi putem să fim Dumnezeu. Observați ce se întâmplă când interacționăm, când nu mai avem credință în Cuvântul Sfânt și veridicitatea Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, devenim niște oameni fără minte, sub judecata lui Dumnezeu. Tipic Romani, capitolul 1, numărul 4, care este a patra capcană în teologia liberală. We begin to question God's motives. We begin to question God's motives and think that we can make our own rules. In other words, we think we can be God. Group four, did you? You're group three. Where's group four? Did you already answer one? Oh, you did. All right. Group three? No, group four. Yeah, go ahead. All right, how do you translate that? Să începem să credem că putem fi Dumnezeu și punem motivația, dragostea, sinceritatea lui Dumnezeu sub semnul de întrebare. Observați ce spune Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu în capcana aceasta care a pus-o diavolul, care a pus-o și o pune mai departe. Versetul 5. Dar Dumnezeu știe că în ziua din nou nu mai este Domnul Dumnezeu. Nu o să-l găsești pe diavolul spunând Domnul Dumnezeu în textul nostru. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. În alte cuvinte, poți să decizi tu ce este bine pentru tine. The relativism, cum se spune relativism în limba română? Relativism, așa, relativismul societății noastre. Auzi, adevărul e adevărul tău, n-am voie să mă impun ție. Dacă tu crezi că e bine să faci așa, bravo. Dacă tu crezi că e bine să faci invers, și aia e bine. Fiecare are dreptate. Asta e teologia liberală, care spune că poți să trăiești cum vrei, poți să trăiești după sentimente și după simțuri. Nu este nici un standard obiectiv, ireversibil și neschimbător, care se aplică în același fel în orice cultură, în orice limbă, în orice generație și la orice nivel intelectual. Asta este ce a făcut teologia liberală antică și teologia liberală modernă. Numărul 5. Sunt 7. We'll get there. Numărul 5. Liberal theology always makes God out to be the bad one. Liberal theology always makes God out to be the bad one. Grupul 3. Pardon, grupul 2, așa. Liberal theology, cine este traducătorul meu? Liberal theology always makes God out to be the bad one. Teologia liberală întotdeauna îl face pe Dumnezeu să fie cel care ne vrea răul. În Statele Unite ale Americii, atât de buni suntem, că în orașe, dacă vrei să te droghezi, suntem atât de buni că îți dăm droguri și sirinci curate. Să te droghezi cât vrei. Is that good? Dacă copilul vrea să zboare de pe un șans spre moartea lui, pentru că i-a venit o nebunie în cap și că părintele bun l-ar lăsa, nu? Cine
ar avea un frate să lase să facă astfel de lucruri. Diavolul vine la el și spune, asta e un pic, Dumnezeu este cel rău, eu sunt cel bun. Eu știu că și eu vreau ca voi să experimentați tot ce este de experimentat. Vreau să cunoașteți binele și răul, așa cum îl cunosc eu. Că eu știu că soarta mea este sigilată și voi merge în iad și nu vreau să fiu acolo singur, vreau să vă duc și pe voi, ca atare libertate, mai oameni buni, să faceți ce vă taie capul. Teologia liberală. Nu ascultați pe Dumnezeu care spune, stai un pic, intimitatea este rezervată pentru căsătorie, pentru că este un lucru deosebit de frumos în contextul lui, în afara contextului. În afara contextului este o nebunie. Îți va strica inima, te va răni, vor fi urme. Care da, se pot vindeca, dar tot urme rămân. Evitați lucrul acesta. Nu începe cu băutura. Pentru că este un demon care vine în viața ta, vei deveni addict, va deveni un demon care te va chinui toate zilele vieții tale. Nu începe cu alcoolul, nu începe cu țigara, nu începe cu pornografia, pentru că îți va rodi sufletul, te va distruge dinăuntru, îți va distruge viața de tânăr sau tânără și apoi îți va distruge căsnicia și pe tine și pe toată familia ta. Don't do it! Says God! Dacă El spune, don't do it, and we want to do it, Dumnezeu este prea restrictiv. Asta e teologia liberală. Numărul 6. Numărul 6 în teologie liberală este progresiv. Liberal theology will always tell you and teach you deliberate, clear lies. Liberal theology will always present and teach and indoctrinate with deliberate, pure lies. Grupul 1. Translate. Te va îndoctrina în mod intenționat. Cu ce? Și știu că sunt minciuni. Absolut. Și ce a spus Adolf Hitler? Spune o minciună cât de mare ca să fie crezută. Spun eu de câte ori posibil să fie și mai crezută. Tell deliberate lies. If you want them to be believed, tell deliberate lies. And the bigger the lie, the more they will believe it. Dragilor, spuneți-mi dacă ați mai auzit o minciună mai grosolană crezută de toți nebunii lumii acesteia, că noi am evoluat din maimuțe. Este grădină zoologică în România? Sunt maimuțe? Au mâini cam păroase. Mai sunt? Ați văzut vreodată evoluția de la maimuță la om? Spuneți-mi vreodată dacă e minciună mai mare decât teoria, nu știu cum se spune în românește, The Big Bang Theory, cum se spune? Asta nu trebuie traducere. Ok. Auzi, teoria Big Bang este minciuna Big Bang, cea mai mare minciună. Dar spune o minciună cât de mare, cât de nebunească și spune o cât de des și învață-i de la grădiniță că există așa ceva și oamenii o vor crede. Nu s-a pomenit niciodată din neviață să evolueze viață. Este o minciună grosolană. Diavolul. Obicină grosolană să spui că nu există Dumnezeu. Dar teologia liberală are o expertiză în aceste lucruri.
Și apoi ultimul pas, și cu aceasta vreau să concludem, the trap of liberal theology, capcana teologiei liberale, este să, după ce îți spune minciunile grosolane, își dă seama că cu toate acestea vor fi unii care nu vor crede minciunile lor, care totuși vor avea cât de cât o reverență față de Dumnezeu, vor crede cât de cât în Scriptură, cel puțin de pe buze, dacă nu în practica inimii și a vieții lor. Și ultima capcană a teologiei liberale, care este foarte prezentă astăzi, pentru că celelalte poate nu sunt atât de prezente. Ultima este living your life based on emotions and not on God's word. Living your life based on emotions, feelings, and not on God's word. Grupul din spate, pe partea mea stângă. Translate, please. Mulțumesc. Trăiește-ți viața bazat pe emoții și sentimente și feeling-uri și nu bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Asta e esența în Genesa capitolul 3, versetul 6. Femeia a privit, s-a încrezut mai mult în ceea ce simte prin ochi, prin auz, prin aspirații. Bun, îți va da înțelepciune, vei fi, vai de mine, vei avea niște experiențe supracarismatice. Nu? La ortodoxi, ecranele sunt portals, portale? Portals, a portal. O formă de a intra în legătură cu divinitatea. Vei avea o experiență extraordinară. În stilul noua reformă apostolică. Vei pica jos. Vei tremura. Te vei râde necontrolabil. Vei lătra ca și câinele. Vei avea o spiritualitate supra-superioară. N-avem nevoie de teologie. N-avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu să știm și să o cunoaștem. Ca să-L experimentăm pe Dumnezeu, trebuie să ieșim din afara teologiei acesteia. Spune sentimentalismul. Începând cu secolul XVIII, cu nebunul teolog, sau mai bine zis, nebunul teolog, Friedrich Schleiermacher, care a negat divinitatea Domnului Hristos, a negat vericitatea Scripturii și a spus căci teologia sau cunoașterea lui Dumnezeu nu se face printr-o carte falibilă, spune el, și prin experiențele trăite. Din nefericire astăzi, în multe înțelegeri și minți evanghelice, este ideea că odată ce ai avut o experiență, nu mai te mișcă nimeni. Nu. Experiența mă minte. Cuvântul nu mă minte. Ancorează-ți viața în acest cuvânt. El este adevărul absolut care nu se schimbă niciodată. Dacă Dumnezeu a promis-o, o va face. Dacă Dumnezeu a promis că va fi cu noi, va fi cu noi. În suferințele noastre, în chinurile noastre, în durerile noastre. Și dacă este nevoie pentru o vreme să trecem prin necaz, prin suferință, Dumnezeu știe ce face. Pentru că El este suveran și în controlul vieții noastre. Deci, iubiților, nu vă lăsați înșelați
nu vă lăsați să picați în capcana teologiei liberale, ci bazați-vă viața pe cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Amin.